Ce șmecher, primul nostru argi. În sfârșit, și bine că l-am prins. Mamă. Neața și bine ați venit la un nou episod din Arc Valguero. Astăzi trebuie să prindem un Argentavis. Neapărat ne trebuie unul să putem face rost de fier mult, să ne putem dezvolta. În primul rând vreau să mulțumesc abonaților și oamenilor noi care au venit și mulțumesc mult că ați apăsat butonul de like. La clipul trecut s-au strâns 11 like-uri, mulțumesc mult. Hai să dăm drumul, să nu pierdem timpul. Am mai farmat eu off-camera câteva chestii pe aici. Deci avem așa, narcotice, nu știu câte s-au mai făcut pe aici. Am strâns o grămadă de narcoberii. 32, văd că s-au dus toate. Bine, o să vedeți acum unde s-au dus toate narcoberiurile alea. Și în 32 aici, plus 100 și ceva de trank. Stilizante, așa, bun. Și avem și arma. Ceea ce e perfect, o să băgăm arma în locul lui Bola. Și cred că o să prindem noi un argi de level mic. Ca să ne putem face rost de metal. O să încercăm să prindem unul micuț, ca să-l batem până să ajungă la noi. Că nu pot căra cu ăsta nimic. După aia cu argiul ăla o să putem face noi porți și chestii, să prindem argi de level mai mare. Cu ăsta nu prea pot căra nimic, ai... Vai de capul lui, 146 kg. Cu tăc cu papuci, deci e greu cu el. Hai să băgăm aici. Cărcăm și arma. Bam. Cred că o să lăs sicălul sau ceva, o să lăsăm ceva pe acasă. Ca să nu avem probleme. E așa că nu avem prea mult. Bun, lăsăm sicălul. Asta ținem, lăsăm arcul, că și asta are greutate. 32 narcoci, asta o să-l luăm. Carne are un pic în interiorul ăsta. Trenul 2, o să mai iau eu niște carne de aici. Mai iau două. Cred că avem multe killer-o. Vedem noi acum. Oricum, astea ne ajung. Eu zic că ajung alea, narcoticile alea câteva acolo. Câte killer are pe el? Bă, îl văd că se mișcă decent. Am făcut și noi level. Hai să băgăm. Am zis că băgăm în speed, deși eu știu, parcă greu rău urcă. Stamina avem 200%, viață 300%, hai să băgăm în speed, hai să băgăm acolo. Bun, hai să plecăm acum pe munte. A, chiar, fier am pus la făcut aici și am zis că vreau armură de fier, dar eu știu, dacă mi-au și armura de fier, mă poate căra ăsta. Hai să vedem un pic, putem să o craftăm. Așa, mai cules și metal o grămadă. Păi l-a prăjit acolo, că ăla l-am terminat pe tot. Mai cules vreo 300 metal, m-am dus pe partea asta, Anta Insulei, unde e turnul abonaților acolo. Momentan încă n-am pus niciun nume, dar o să salvez, o să deblochez și chestii. Și cum am zis, o să postez în fiecare zi când apare un episod nou, pe comunitate acolo, o să dau share la clip, cumva, că s-a postat clip nou. Și lăsați acolo comentariu cu ce v-am zis eu, un clip să zice sau chestii, ca să pot, o să luăm 100 de din astea, 50 luăm, 50, ca să fim mai ușurei. Și să ne facem armură. Așa, și o să pun acolo cumva, bă, clip nou, chestii, ca voi să lăsați comentariu, să vă pot adăuga pe Reddit, pentru că YouTube ăsta fără curent rău. Sper să rezolvi bug-ul ăsta, că e aiurea tare. Bun. Hai să le băgăm aici. Așa, chestplate. Avem nevoie de asta că ne rupe argiu acolo. Dă damage o grămadă. Bun, și cască. Stai curios ce greutate am acum. Sigur e o groază, dar sper să ne care asta. Lăsăm și carnea asta expirată, să lăsăm aici. Așa. Bun, haos în smite acolo. Acum, mamă, e aproape full ăsta. Mai avem ceva ce am putea lăsa? Carne, nu prea aș vrea să lăs. Are și el în inventar, dar ia să vedem cât are el. 24, hai să le stecuim. Cred că o să merg eu așa. Hai să vedem dacă luăm și asta, stați un pic. Bun, perfect, așa. Nu mai știam ce vreau să fac. Deci de rost, n-am reușit să-l pun eu ca lumea. Și avem în el, în inventar, câte carne avem acum? 80, bă, eu zic că ajunge, ajunge 80 carne. Hai că o să mai consume ea, dar ajunge. Pentru ce avem noi de făcut aici. Greutatea lui acum, îi o leacă mai decent. Bă, zburăm decent. Bun, hai să mergem la captul insulei aici. O luăm direct pe stâncă. Trebuie să căutăm Argentavis. Trebuie numai decât. Și acum eu nu prea știu, nu prea văd mulți. Cred că o să mă ridic eu în aer. Cât putem. Rămâne cu vreo jumate din stamina. Ca să văd și eu munți pe aici. Pe aproape unde ar putea fi Argentavis. Pe aici nu văd deloc în pădurea roșie. Văd că nu prea sunt mulți. Acolo, ăla sigur are Argentavis. Și cred că acolo o să mergem. Că în rest mai aproape, ăla e departe rău. Aici nu văd mulți. Aici este un munte, dar e departe. Pe acolo sigur avem alosauri și tot fel de chestii. Acolo un munte micuț rău, dar e frig. Cred că ăsta. Cred că ăla din față, ăla sigur are pare și mare, ăla are 100%. Argi și ce ne trebuie nouă. Bun.
Hai să ne oprim oare aici cu piatra asta. Ne facem stamina. Și dăm încolo. Aș culege și drop ăla. Dar nu, mai bine nu, că dacă îl culeg nu o să fac nimica. Mă zbura aici. A, pe ăștia la merge iurea așa pe deasupra. Da, direct acolo Terror Bird văd. Nu e Terror Bird ăla? Nu mi-arată, dar 100% era Terror Bird. La cum... Ba nu, e pe la Gornis, mă. Poate la de 140, chiar uite. Și pe la Gornis era bun. Nu zboară el așa de repede, dar... Era șmecher. Că are mult mai multă stamina, greutate. Mamă, cum e lumina asta. Și nu am gama pornită. Bă, Sorinel, Sorinel, oprește. Nu văd nimic să mă fiu, trebuie să mă la stamina. Unii munte la mic. E aici în față. Bă, serios? Ce cu soarele asta? Hai că mergem așa mai plecați. Trebuie să mă ridic să nu cumva să aterizez unde nu trebuie. Așa. Hai că ajungem până aici. Bă, dacă îmi bate soarele, ești nebun. Ce hal dau razele astea. Bun, să mai facem stamina. Uite așa câte culori au. Nu știu dacă e de la mod sau... Și nu cred. Dar fiți atenți câte culori au ăștia. Ce dubioși cu, cu picățele, cu liniuțe, cu dungi, cu tot fel de chestii. Încă un drop galben acolo. Încă niciun drop n-am cules. O să mai dăm așa. Nu știu dacă să-i dau eu cu speed. Mai bine nu. Mai bine nu, că nu știu unde să aterizez și dacă nu avem stamina, suntem mâncați. Băieți, tocmai ce am găsit Argent Avis. Am înaintat, deci acolo eram pe stânca aia când v-am zis că imediat. Și am găsit dar jos aici, uitați-o leacă. Dar acolo dacă mă bag, văd că se bate cu ceva acolo. Acolo e cam nașpa să mă bag eu. O să încerc cumva să stau eu de pe stâncă, să-l ademenez pe unul, să-i dau niște săgeți. Și după aia să-l prind. Să băgăm aici, cu level ăsta. Băgăm în greutate. Am greu să nu vină argiul ăla, uite unul. 85, tu, ăla mic. 55. Bun, l-am văzut. O să o colim. O să o colim mult. Să ajungem cumva unde e ăla. Dar trebuie cumva să stăm, aici avem lupi. Așa trebuie să ai grijă. Și acolo sunt lupi. Cumva, cred că sus pe stâncă să-l aduc eu după mine. Până urc el pe stâncă, dacă îi prind 5-6 săgeți, păi ia meu. Deci unde ești? Sub mine, perfect. Prima aici. Sper să nu se buguiască, să mă arunc eu pe stâncă. Că nu e frumos. Cred că de aici am un unghi mai bun. Uite-l. Doar că e olea ca iurea. Uite unde am intrat și eu. Vreau să apăs QE ca să se aplece, dar nu se apleacă în video. Dar am greșit la Argent Avis-ul ăsta mare. Uite-l acolo. Se bate el acum. Păi de la de 85. Mamă, și eu îl fac ăștia. 3600 de torpor. Uite-l. Aterizezi? Aterizat. Dar se mișcă prea repede. Bă, ce invidios e, frate. Vrei să mă duc? Nu mai pierdem timpul. Mă duc lângă el, îi dau un hit, îl fac să mă urmărească, mă sus sus pe stâncă și încep să-i dau. Până vine. Alți argi. 55. Vă 35. Vă 55. Uite-l că stă. Pot opri aici? Nu mă dea jos. Cred că mă dă, mă aruncă jos de pe stâncă dacă fac asta. Doar în spate aici. Dacă nu m-ar arunca jos. Deși eu nu prea cred. Partea dreaptă mă dea jos de pe dinozaur. Mă lasă? Mă lasă. E jos încă? Argi? Mamă, ce bug. Texturile vieții. Dacă se mai blochează asta și între stângi. Deci dacă tu te blochezi aici, ești cel mai tare. Aaaa, Pteranodon. Așa, așa. Wow, ce noroc am avut, mamă. Mă spărgea ăsta. Mă spărgea. Hai, vină. Vin dacă ești șmecher. Trebuie să-i somn. Vrei să fugi?
Nu mi-l bate. A, mai are viață, mai are viață. Vrei să adormă, sau? Hai că doarme, doarme, doarme. Aici, aici adorm. Bine, mă! Bine-s! Și l-am prins pe stâncă. Dacă a căzut pe lângă stâncă, te era scuze. Scuze, dar ai fost un tank extraordinar. Bă, perfect. Ai fost un tank, cel mai șmecher tank ai fost. Cum să ai atâta viață? Câte viață ai tu? Mamă, ce... Papa acolo, papa, că ești cel mai șmecher. Papa acolo. Mamă, n-am mâncare. Avem ceva tufi pe aici? Da. Hai la căptera să luăm niște... Boabe, ceva să băgăm. Lup, ceva pe aici? Hai că l-am făcut. Invidios. Cum încerca el, zic că ne face, dar nu ne face. Noi suntem noi. Așa, mă. Vine și răsăritul, vine soarele pe strada noastră. Ce aud? Cred că e mamută să-l facă. Hai să-i dăm mâncare la invidios, că moare de foame. Hai că venim și deci în arcoberii. Băi, zic că-l facem. Mamă, ce m-a speriat de umbra asta, că am zis că e... E un dinozaur ceva aici. Cât mai e în video să ne... 5-5. Uite aici, așa o stăm noi. În caz este un dinozaur pe aici, pe jos. Să nu mă vadă, că poate nu o să vadă argiu. Și așa nu o să vină. Să stăm și cu asta pe argi. Vedem cât e. 60% mâncare mi-arată? Da, dar bine, nu mi-arată exact cât scade. Dar oricum, e bine. Și primește și nivele în plus. 27, dacă nu mă înșel. Deci o să aibă leac, o să aibă un pic. Bun, e bine, e perfect. Bun, hai că revenim cât din gata. Și nu ne mai complicăm să căutăm primit, chestii. Mai trebuie să mănânci de două ori. Îl facem după aia. Hai că revenim imediat. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă să ajungeți până aici. Și scrieți în comentarii cum vă place clipul. Să fie editat, cum făceam înainte, cut-uri, să sar peste părți în care vorbesc sau chestii. Sau cum e asta, să lăsați tu normal, să vedeți exact ce se întâmplă, unde a mers, să ce fac. Scrieți în comentarii, stare curios să văd cum v-ar place mai mult să arate clipurile. Ok? Bun, băieți, gata, în sfârșit s-a făcut, mamă, cât a durat. Bun, scrieți în comentarii ce nume să-i punem și o să-l numim. Primul nostru agent Davis, level 20, ăsta e baza. Oh, level, stai că era level 55 ăsta, e level 82 acum, bine-s. Bine-s, n-am ce zice. Mă dă jos de pe stâncă, cred că dacă cobor. Hai să mergem direct acasă și vedem acasă ce facem cu el. Pe aici nu prea avem metal. Dar facem șaua, că avem metal acasă și după aia vedem noi ce facem. Bun, hai să ne vedem acasă și să-i facem șaua. Ca să-l putem proba un pic, nu? Vedem ce... Ce știi să fac din videosul și fain că avem și smic, ne avem tot ce trebuie. Bun, tu acum... Bine, da? Bun, hai. Hai în videosul. Acasă. Perfect, am ajuns acasă. Hai, Argi, vino. Uitați-l numai cum vine în videosul. În sfârșit am prins un Argi. Bă, ce bine. Mamă, dar uite ce speed are. Are o leacă. Are destul de bine speed-ul. Hai, stai jos. Așa, perfect. Dar vine ce statusuri are. Că nu m-am mai uitat acolo. A făcut și level. Un level, 1000 viață, 512 kg, 251 damage. Bă, e ok. Speed 100%, ok. Stamina 660, e destul de mult. Să băgăm în wait. Așa. Bun, mai invidios. Hai să lăsăm în smithy. Aici. Astea. Să lăsăm și arma. Bun. Și hai să vedem acum oșa. Ară. Pentevis. Asta-i? Carno? Nu, 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 stai. Baryonyx. Cred că ăsta era. Magma. Magma mâr. Ok, este și ăsta aici. Chiar trebuie să mă uit dacă este... Hai să scriem A, R, G. Am arsaut. O facem la noi în inventar aia? A, R, G. Gargan. Argentevis, da. Mamă, ne trebuie keratin 150, fiber, piele avem. Deci keratină 150 ne trebuie. Nu cred că avem destul. Cât am, n-am adus nimic. Deci mai trebuie, cine mai trebuie? 124 am numai. Ok, ne mai trebuie keratina. Bun, atunci o să luăm noi, era un anchilo nou acolo, fresh. L-am văzut mai înainte.
Luăm noi strike-ul ăsta invidios. Dăm drop aici la tot ce are el. Are o grămadă de prostii. Am farmat cu el și lemn pe acolo și tot felul. Bun. Hai să mergem. Îi dăm direct așa. Îi dăm noi acum follow. Hai din videosule. Hai să mergem să batem, că era un anchilozaur spawnat aici. Stego acolo, dar Stego nu dădea chiar așa mult, bine? Bun. Avem sabia la noi. Perfect. Toporul avem ca să culegem. Bun, până vine ăsta, hai să căutăm aici. Unde e anchilul ăla? Stego. Uite la acolo, 2 anchilo. Perfect. Perfect, 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 cred că facem. Când dea vreo 40, 70. Depinde, între 40 și 70 făceam. Haide. Hai video să bun, îl batem pe asta ce level -i? 20, bun. Perfect. Vrei să am grijă să nu lovesc cu traicul. Eu lovesc. Sper că îi scade un pic de nu. Haide video. Și pe la gol sau la acolo. Ăla în tankilul nu vrea să ne atace el. Ar fi bun dacă am luat pe amândoi. Perfect. Ești 4 numai. Ești tu nervos, știa mea. Asta era mai mare, parcă. Era level mare rău ăsta. 130 ce am zis. Hai, oricum și aia. Și aia damage. Deci îi dăm destul de ochi. 100 îi dăm per hit. Da, bun, deci îl batem oricum. Să mai uităm, poate să mai spun altă partea era din suliță. Are fain că îi spawn aici, deși nu este metal. Îi spawn de un kilo. Eu văd că spawnează în continuu. Ceva este schema pe aici. Am prins noi unul, am bătut unul, am mai bătut unul, acum mai batem doi. Tot apar, la început era numai unul, după aia a mai apărut. Cât mai are asta viață? M-a lovit ala? Unde cealalt? Da, cred că da. Du-te de aici. Nu vreau să-l bat ăla. Bun. 26 numai. Am numai pagubă, numai pagubă, mă. Batem, cred că ăsta. Putem cu un anchilo acolo. Dacă play ești pe follow? Da, hai. Încă un anchilo, mamă, cât de mult spawnează aici. Hai să facem și pe ăla repede, că l-am văzut aici sus. Încă un stego acolo. Aici sus este unul. Unde-i? Păi, uite-l. Ce level-i? 15 pe ăsta. Ai micuț ăsta. Mi-a luat mult damage? Nu. Ok, o să luăm sabie atunci. Hai, vină cu ăla. Hai, până tu virezi. Câtă viață am? Ah, ce smaker! Ce schemă am găsit! Nu mă putea lovi invidiosul. 18. Mamă, dar e praf. E praf rău. 78 avem abia. Of, 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 of. Mai praf rău, stamina avem. Mai băgăm în speed un pic. Fortitude. Hai, fortitude. Mai bine ca să mă fie trit. Trai cu ajuns și el, săracul, după atâta timp. Parasauri. 2 trai. Bun, 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 bun. Hai. Pile vă lau? Video și acum s-au spawnat, cred că 25 și 150. Lasă, nu mă interesează. Așa. O să facem schema asta, scoatem asta. Și hai să-l dăm aici la băieți. Oricum am doi, o să-i blocat. Prinde pe avânt, fă ce vrei. Oricum vă dau knockback. Nu-l bat pe ăla, să mă dau mai în spate. Să nu-l elimin pe ăla. Hai, fugi, parasaurile. Câte viață are să de 150? A, nu mai are mult. Îi dăm tot așa 100. Bă, bă, să nu bat. Bat corpul ăla și după aia nu mai iau eu cu tine. Vrei să stau mai așa? Hai, vină tu. Vino, vino, vino. Dă-i, dă-i cu speed. Mă împies tu, mă. Ce tare, nu-și vedem aici? Că mi s-a activat mie aici. A, nu mi-a dat la el, ok. Înțeles acum. Hai că nu mai e mult, nu mai e fără acolo. L-am bătut, cred că. 5 keratine. Dar unde să-i dau un coarniu oare ca să-mi dea keratina aia?
8 chiar. Doamne ferește. Nu bate joc jocul ăsta. Hai încoa trecule. Hai că sigur se mai spawnează și în partea elantă. E și mărișoară așa, adică până mergem noi aici, spawnează în cealaltă parte. Parasauri la greu. Ăsta încă e aici și pe asta o să trebuie să-l facem. Ori nu îmblânzim, ori îi dăm meciul. Parasaurul ăla aici. Luăm damage, da. Bun. Nu știu, nu știu. Ce să mai... Nu mai văd nimic, eu știu, oare... Eu nu cred că avem destul. Are un fiul meu acolo sau ce e ăla? Cred că e fiul meu. Nu-l văd, nici nu vrea să-i miște. Hai, o leacă pe trai, poate vedem și oameni la înălțime. Cred că e fiul meu acolo. Da, e fiul meu. Ok. O să batem stegul atunci. Că nu am ce altceva să mai bat. Nu mai am ce bate. Batem stegul sau ăsta? S-a îngrijit să nu rup chiar toți copaci pe aici. Ca să nu arăte tot câmpie. În toată asta. Nu fac eu. Vedem. Câte viață are asta? Are, au multă viață ăștia invidioși. A, nu, numai 900. Ai level 20. Se pare că e mai mare. Era și cum de 140 sau l-am bătut oare pe ăla? Când am văzut pe a doua stegul, uite un anchilop peste drum, am văzut partea cealaltă. Bun, încă un hit? Nu, două. Nu, no, mai, nu mai. Prime, du-te. Ești palo, hai vino acasă. Hai vedem, poate am reușit să strângem. Ce poate să mai spawnează? Ce? Uite acolo încă un anchilop. Cred că o să-mi trebuiască mie și ăla. Ce level e? 150, uite-l pe ăla de 150, are 3200 viață. Parasaur, ceva să spară, a nu, e la mare. Mă să mai spară așa pe aici, nu. Nu văd nimic ca să fie spawnat. Trai cu bine după mine. Încă un stego acolo. Level 85, cred că o să-i bat pe amândoi. Parasaur. Nimic, nici un anchilo. Hai, traicule. Hai că batem pe amândoi ăștia. Asta e, oricum o să ne atace. Dacă dăm unul, ne atac și ăla. Și mai bine, hai. Nu m-au văzut și ăla? Încă nu. O să mă vadă imediat. Acum, bine, hai. Veniți, vă bate pe amândoi odată. Megalodon aici. Ești super OP traiță cu knockback-ul ăsta. Cu orice te-ai bate. Dar nu știu dacă, nu cred că dă și la T-Rex. La dinozaur. Poate la T-Rex dă că nu chiar așa de mare, dar la Giga nu. Nu cred că e de acolo. Bine, oricum și Giga-ul pentru un hit mi-l stinge. Am prins cu Argiul ăla și aveam 5.000 viață și mi-a dat două hituri și a rămas pe roșu, că am zis gata, acolo. Pe seria trecută. Și cât aș mai 1200, 2000. Ok. Nu-i dăm un pe hit, îi dăm mai puțin. Ăsta-i 250, nu m-aș băga, m-aș da jos să ți-l dau cu sabia, dar s-ar putea să mă rupă ăsta cu 250. Dacă-mi dă un hit, ca lumea. Alo, alo, alo. Hai să fac stamina, nu mai fi video așa. Da. Hai că facem și cred că e suficient. Facem așa aia. După aia cu Argy o să farmăm keratină și tot ce trebuie. E tine, vedem. Ăla-i mort. Dăm mai în spate. Nu știu dacă nu cumva ai distrug corpul dacă află mult în el. Da, cu carnivor știu că-l mănânc, dar herbivor nu știu și cred că o să-l distrugă. Hai, hai, invidi. 500. Nu știu eu cu sabia cât îi dau, dar cred că îi dau mai puțin de asta. O 40, eu știu. Nu cred că de mai mult sabia. Cum mai zis cu sabia? O, da? Sau? Zece, 15, bun.
Tu asta, Mario? 15, 15, mamă, ce invidios. Hai că e bun, tot am făcut 30, e bun și asta. E că nimica. Tranodon, level 95, du-te să nu te văd. Nu era aici când m-am dus prin invidiosei. Oricum ne-a ajutat maxim ăla. Tranodonul ăsta a nostru, level 20, micuț cum el, dar s-a făcut și-a făcut treaba. Din s-o lansă aici. Bine, ăla? Bine, bine, trai cu. Chiar un fiume ar fi bun. Am putea face îngrășământ o grămadă. Căteci facem rost. Ne trebuie doar un pic să facem rost de niște pu. Să-l punem acolo la făcut. Hai. Am uit ce am în inventar aici. Piele o grămadă cu rost. Prime-ul ăsta, trebuie să băgăm creditere. Nu ne expire, dar oricum nu știu dacă spăcăm noi să facem ceva cu el. Dar poate facem bacon de ăla pentru kibble-uri. Să băgăm și carnea asta. Să fie acolo. Și am pus piele aici în greșeală. Așa. Carnea asta lăsăm la stricat aici. Așa, perfect. Ia și asta. Piele, avem o groază de piele. Ai venit? Uite, hop, hop. Hai să punem frână. Hai să băgăm aici. Nu se minte că și asta o să trebuiască. Băgăm și asta și acum vreau eu așa. Crafting. Avem, Băi, ești nebun, la fix am strâns. La fix, la fix, niciun, o virgulă, nimic. Da, bă, nu mi-a luat el 150 inventar și mai aveam 16. Băi, bine, e bine. Bun, băieți, așa e gata. Hai să vedem. Hai să-i punem. Și-a făcut și un nou. Așa, din start. Bun. Uite-o aici. Bine, să mai avem Argent Avis, uite la leacă pe invidios. Nu e sfârșit, avem Argent Avis. Băieții, suntem gata. Argent Avis și tot ce ne trebuie. Fie șmecher, primul nostru Argi. Nu e sfârșit, și bine că l-am prins. Mamă, l-am spart. Bun, băieți. Băi, ce șmecher-i. Nu e sfârșit, avem Argi și acum ne putem apuca ca lumea de treabă să mergem să farmăm. Să prindem margini de 150, vreo 2-3. O să fac cușca acolo, mergem cu ăsta, ademenim. Facem tot felul de chestii acum. Cu argiu ne se deschid noi porți și noi oportunități. Bun, băieții, ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut, am făcut și argiu. Am văzut ce statistici are, o leacă ne-am chinuit cu el. O trebuie să mă afeca până l-am prins, până l-am găsit. Sper că v-a plăcut episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați de like, să dați un share dacă vă place și doriți să recomandați și altor prieteni. Eu am fost Extreme și vă pup, o seară faină să aveți și nu uitați că postez în fiecare zi la ora 5. Seară frumoasă să aveți și aveți în descriere link cu toată seria Ark, The Island, Lost Island și Valguero, seria nouă. Vă pup și vă respect, seară bună să aveți. Pa, pa!